Da, bună seara. Ce faci? Uite, mă pregătesc pentru emisiune și vreau să vă supun atenției un text. Da. Și după aceea aș vrea să vă propun un mod de comportament în cursivitatea textului pe care vi-l prezint. Monica Macovei, europarlamentar PDL, fost ministru al justiției în România, a spus, citez de pe Hot News. Păi de unde? Deci de la Tapalagă, ca să fie treaba oablă. Citez. Varanu a fost agresiv, m-a înghesuit într-un colț ca să schimb o lege. Am încheiat citatul. Textul este mai vast, ăsta este titlul, este citat din doamna Macovei și se înțelege din text că dânsa, doamna Macovei, îi spune domnului Dan Voiculescu varanu. Eu am mai auzit din diferite guri o astfel de treabă, dar acum vine chiar din gura doamnei Monica Macovei, actual europarlamentar PDL, fost ministru al justiției. Și înțeleg că în România s-a instituționalizat la, în înțelesul cel mai propriu al cuvântului instituționalizat, poreclirea publică pe bază de faună, nu? Da. Și atunci, eu aș fi avut, adică, eu de ce să-i spun doamnei Macovei, Macovei, dacă tot avem această nouă modă, nu? Sigur. Sau lui Traian Băsescu, Băsescu. De ce să-i spun așa? Uite, mie, de exemplu, mi se spune de către propaganda băsistă, babuinul. Deci, dacă varan e ok, dacă babuin e ok, înseamnă că s-a instituționalizat această modă, putem spune, nu? Desigur. La care vreau să achisez și eu, adică vreau și eu să particip. Dar achisează. Gândindu-mă ce anume, eu știu, ce animale i-ar corespunde doamnei Macovei, da? M-am gândit totuși că animalele astea locale trebuie cumva excluse, știi? De ce? Că adică, e europeană sau de ce? Nu, e moda animalelor exotice. Ah. Adică e varan, e babuin, înțelegi? Mm. Nu-s pe aici, pe în România. Așa, de exemplu, dacă îi spun doamnei Macovei, să zicem, scroafă. Sau domnului Traian Băsescu, de exemplu, bou. S-ar putea să existe niște conotații negative în percepția, știi? Motiv pentru care nu le spui așa. Motiv pentru care nu le spun așa? Pentru că... Deci să fie foarte clar, nu le spui așa. Nu, le spun, vreau să adopt exotic. Exact. Deci Traian Băsescu consider că, mă rog, e un cuvânt pentru care, pe care eu l-am mai folosit și CNA-ul m-a amendat. Da. Dar n-am înțeles de ce m-a amendat, că dacă varan e ok, nu înțeleg de ce n-ar fi ok macac. Deci domnului Băsescu o să-i spun de acum înainte macacu și doamnei Macovei, absolut întâmplător, scoanța. Scoanța. Mi se... Am înțeles, da. Eram curios. Scoanța. Da. Da. Să știi că Monica Macovei, Mircea, a zis varanul. Întâmplător am văzut faza la B1 și iată că Hot News nu consemnează întocmai. Nu a avut deci, ea critice. Da. Varanul a zis. Bine, poate cu coada de sconx din dotare a fâlfuit un pic și a mai pus o căciuliță, știi? Poți să știi? Da. Dar asta mă gândeam, știi? Da, pentru faptul că sconxul nu este un animal pe care să-l vedem frecvent, n-ai vrea să explici? Din fericire nu-l vedem frecvent. Din fericire, da. Deci ce face sconxul, practic? Dom'le, există niște asemănări, e adevărat, există niște asemănări între sconx și brânză. De exemplu, știi cum era bancul ăla cu ce faci? Uite, imit o bucată de brânză, știi? Și cum adică? Uite, stau și put. Știi, cam asta era... Da. Și încă mă gândesc, de exemplu, ce i s-ar potrivi colonelului. Ce? Păi nu știu, asta mă gândesc. Până acum mă gândeam... Dar e cam... E simpatic așa, colibri, știi? Dar nu... Nah. E prea simpatic. Nu, no, nu, mă gândisem la... Mă gândisem la colibri pentru care puța mică, dar... Per total, așa, știi? Da.
Aici, mă rog. Simpatic, știi? Dar altceva? N-ai nicio altă propunere? Da, ne mai gândim. Dar, deocamdată, mi se pare că Squanxa e ok pentru doamna Macovei, iar Macac... Între Macac și Bou, nu? Uitându-mă la Băsescu, aleg Macacul.